Vești bune pentru pășcănenii care folosesc transportul în comun pentru a se deplasa pe distanțe scurte, mai ales între cartierele din zona vale și cele din deal. Prețul unei călătorii cu autobuzele operatorului local ar urma să scadă. Edilul municipiului a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că urmează să fie modificat regulamentul și tarifele printr-o hotărâre a Consiliului Local, așa încât pentru o călătorie în oraș, prețul să fie de 1-1,5 lei. În momentul de față, cei care circulă cu autobuzele achită câte 3 lei pe călătorie, indiferent că merg până la capăt de linie în suburbii sau coboară la prima sau a doua stație în oraș. Primarul Marius Pintilie a spus că această situație trebuie corectată imediat în urma unor analize economice. Mi-aduc aminte de situația biletului de călătorie de la Ecoserv, acel bilet care este pentru un traseu scurt, da? Între o stație sau două, și astăzi costă 3 lei, ceea ce nu este corect și trebuie să modificăm într-un fel sau în altul regulamentul sau tariful către operatorul nostru de transport, să facem un leu, 1,50 lei, în funcție de ce va ieși din calculele economice. Subiectul este și în atenția conducerii societății CLP Ecoserv SRL Pașcani. Directorul Leonard Ursu spune că în câteva săptămâni de zile va fi aprobat de Consiliul de Administrație și înaintat Consiliului Local tariful pentru distanțe scurte. De asemenea, ar urma să fie majorat tariful pentru o călătorie cu autobuzul de la 3 lei cât este acum la 4 lei cât este costul real.